Today I held flowers and I dressed in white. I made a promise and my mother cried. And every moment till this one right now, fades. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie, cu frică de Dumnezeu, intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru înaltea Sfințitul Arhiepiscopul nostru, Irineu, pentru cinstita preoții mei și Andrul Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Pentru robile Dumnezeu, Florin și Alexandra, care acum se unesc, se locodesc unul cu altul și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să li se dea lor fi spre moștenirea neamului și toate cerurile cele către mântuire, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să li se primită lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor. Pentru ca Domnul Dumnezeu nostru să ne dăruiască o multă cinstită viață neîntinată, pentru ca să fie izobizie și noi de toate cazul, unia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, mântuiește, ne păzește pe noi, Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le aduni într-o unire și ai pus dragostea legătură neîntreruptă, cel ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și ai arătat pe ei moștenitorul făgăduinței tale, în sus binecuvintează pe robii tăi aceștia, Florin și Alexandra, popățuindu-i pe ei spre toată fapta cea bună, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Pace tuturor! Se locodește robului Dumnezeu Florin cu robului Dumnezeu Alexandra, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se locodește robului Dumnezeu Florin cu robului Dumnezeu Alexandra, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. El dreaptă. Nu o să fie numai bine. Așa. Se logodește robului Dumnezeu Alexandra cu robului Dumnezeu Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește robului Dumnezeu Alexandra cu robului Dumnezeu Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Sandra, și întărește cuvântul pe care și l-au dat, unește pe ei cu sfânta unire cea de la tine, că tu din început ai zidit bărbat și femeie și de la tine se însoțește bărbatului femeie spre ajutor și spre dăinuirea neamului omenesc. Însuți dar, Stăpâne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința peste robii tăi, părinții noștri, cei aleși ai tăi din neam în neam, caută spre robul tău Florin și spre roaba ta Alexandra și întărește logodna lor în credință. În Domnului, prin inel s-a arătat adevărul tamare. Prin inel, Părintele nostru cel Celest s-a îndurat spre Fiul cel Risipitor când a zis, dați-ne din dreapta Lui și înjurim viselul cel gras, încând să ne veselim această dreapta Ta, Doamne, în armat pe Moise în Marea Roșie, căci prin cuvântul Tău cel adevărat, cerurile s-au întărit și pământul s-a întemeiat, și dreapta robilor Tăi să se binecuvinteze cu cuvântul Tău cel puternic și cu brațul Tău cel înalt. Însuți, dar și acum, Stăpâne, binecuvintează această punere a inelelor cu binecuvântare cerească și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi, sfințești toate câte sunt și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfânta Biserică,
pentru însa, Domnului să ne rugăm. Pentru Navrea Sfințitul Arhiepiscopul nostru, Irineu, pentru cinstita preoțime, ceatul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Și pe mama sa se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un duc și pe care Dumnezeu i-a unit Domnul să fie spartă. Cel ce ai binecuvântat pe robul tău, Avram, și ai deschis Sfântul cele sare și l-ai făcut tata multor neamuri, cel ce ai dorit pe Isaac, Rebecca, și ai binecuvântat nașterea ei, care ai însoțit pe Iacob cu Rahela și din ei ai arătat 12 patriarhi, cel ce ai însoțit pe Iosif cu Asineta și le-ai dorit lor prunci pe Efrem și pe Manase, care ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le-ai dat lor prunci pe Neinte Trecătorul, cel de din rădăcina lui Iosei, cu soțul ai crescut pe pururea Fecioara și Dumneate, întrubat și le-ai înscus spre mântuirea neamului omenesc, care pentru negrăitul tău dat cu multă bunătate ai venit în calea Galilei și multă care era fără binecuvântată, ca să arăți că din voia ta se face cu însoțirea cea după lege și nașterea de prunci din această însoțire. Însuși, Stăpâne Preasfinte, primește rugăciunea noastră a robilor tăi și precum acolo și aici, de față, fiind cu ajutorul tău cel nemăzut, binecuvintează nunta aceasta și dă robilor tăi, Florin și Alexandra, viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste, unea către altul, cu legătura păcii, dar de prunci se vinții cu viața de rugată, cu luna cea nemeșteșită a măririi. Învrednicește aștelea pe fiii fiilor lor, păzește viața lor fără dăduială și le dă lor din roa celui de sus și din belșugul pământului, umple casele lor de grâu, de vin, de unde lemn și de toată bunătatea ca să dea și celor lipsiți și le împlinește lor și celor ce sunt împreună cu ei, toate cele către mântuire. Că tu, Dumnezeu, milostiv și durător și de oameni viitori ești și ție slavă nața împreună și celui fără de începutul tău, Părinte, prea Sfântului și bunul și de viață cu Domnului tău Duh, acum și cu luria și în vecii vecilor. Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul tău cel ceresc peste robii tăi, Florin și Alexandra. Și dă roabei tale acesteia să se plece în toate bărbatului său și robului tău acesteia să fie ca femeie, ca să viețuiască după voia ta. Binecuvintează pe-i, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și Sara. Binecuvintează pe-i, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca. Binecuvintează pe-i, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iacob și pe toți patriarhii. Binecuvintează pe-i, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iosif, pe Asineta. Binecuvintează pe-i, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Moise și pe Sefora. Binecuvintează pe-i, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Ioachim și Ana. Binecuvintează pe-i, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește pe-i, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe noi în corabie. Păzește pe-i, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe Iona în pântă cele chitului. Păzește pe-i, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit de foc pe Sfinții Trei Tineri, primițindu-le lor nouă din cer, să vină peste ei bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat cinstita cruce. Adus aminte de ei, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de Enoch, de Sem și de Ilie. Adus aminte de ei, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de Sfinții Tăi 40 de mucenici, trimițându-le lor cu un din cer. Adus aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de părinților care i-au născut și i-au crescut pentru că rugăciunile părinților întăresc de miliile caselor copiilor. Adus aminte, Doamne, Dumnezeu nostru, de robii tăi nașilor și de nuntașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adus aminte, Doamne, Dumnezeu, tine să însoțește bărbatul cu femeia. Unește pe într-un gând, încununează într-un trup, dăruiește-le roadă, pântă celui dobândire de fruct bun, că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția, puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Florin cu roabele Dumnezeu Alexandra, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Florin cu roabele Dumnezeu Alexandra, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roabele Dumnezeu Alexandra cu robului Dumnezeu Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, înțelepciune. Să luăm aminte. Iisus când vede în sun, nu mai au vin. Iar Iisus a
ți-a spus ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Mama lui a zis celor ce slujeau să face ceea ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de apă făcute din piatră, puse pentru curățirea iudeilor, și care luau de 2 sau 3 pentru Iisus, le-au poruncit umpleți vasele cu apă și le-au umplut până sus, apoi le-a zis mătușilor pe mine și i-a spus, orice om pune întâi vinul cel bun și când au băut bine, pune pe cel mai slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și a arătat slava sa și au crezut în Hristosul, ucenicii săi. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Ale Sfinților Măriților, încălăudaților, apostolilor, ale Sfinților de Dumnezeu, cununaților,
când tocmai cu apostolii împărați Constantin cel Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne miroase, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Ce-a spus de Mântuitorul Iisus Hristos după învierea Sa? Bucurați-vă! De ce spun aceasta? Pentru că, într-adevăr, este o bucurie deosebită ziua de astăzi, pentru că, iată, împletește două evenimente deosebite din viața dumneavoastră. Cinstiți miri, iubiți nași, iubiți credincioși și credincioase, iată, am săvârșit și taina Sfintei Cununii pentru tinerii Florin și Alexandra. Este o binecuvântare. Mântuitorul Iisus Hristos a revărsat har și binecuvântare, va uni pe voi prin taina Cununiei. Dacă ați intrat două suflete, două inimi separate, iată, prin această taină, ați devenit o singură inimă. Ați format o familie binecuvântată de Dumnezeu. Iată, într-o societate, într-o continuă de vedere, căutați să fiți un exemplu. Căutați să fiți familia cea binevăzută în fața lui Dumnezeu. Căutați să fiți o lumină precum luminarea aceasta care luminează luminile voastre în această binecuvântată zi. Pentru că dacă veți face aceasta și veți urma învățătura cea dreaptă și veți fi în credința cea binevăzută lui Dumnezeu, atunci veți avea parte de mult har. Mântuitorul Iisus Hristos spune atât de frumos, acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu și Eu sunt în mijlocul lor. Noi credem cu tărie că Mântuitorul Iisus Hristos, cuprins o sfință în aceste momente, a fost în mijlocul nostru, în chip nevăzut. În momentul în care vi s-au pus căutații, provocații, cercetații și veți avea bucurie în sufletele dumneavoastră. Pentru că, cu siguranță, din experiența vieților, au ce să vă ofere. Pot să vă îndrume despre tot lucrul bun și bineplăcut lui Dumnezeu. Cinstiți-i și pe părinții trupești care v-au născut și v-au crescut, pentru că o rugăciune spune așa, rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Este foarte important să-i prețuiți, pentru că ei, în clipa aceasta, nu-și doresc nimic altceva decât să vă știe în bună înțelegere și sănătoși. Și dacă există aceste elemente în cadrul familiei, atunci ei au o liniște sufletească binecuvântată de Dumnezeu. Bucurați-vă de toate elementele zilei acesteia speciale. Harul lui Dumnezeu să se reverse pe deplin în sufletele dumneavoastră și păstrați bucuria curată, precum lumina care luminează. Păstrați-o în sufletele dumneavoastră, pentru că este cel mai important moment de la toate evenimentele de pe parcursul acestei zile. Cununia religioasă este cel mai important moment. Chiar dacă ați avut semnătura legală pe o coală de hârtie, aceasta oricând se poate șterge. Dar legătura și harul lui Dumnezeu revărsat prin taina Sfintei Cununii va rămâne până la ușa mormântului. Și poate dincolo de el. De aceea este important să vă bucurați de această binecuvântată zi. Să petreceți în tihnă, să vă bucurați, să nu fiți triști, pentru că tristețea nu are ce să caute în asemenea zile, în asemenea perioadă, pentru că iată suntem în perioada de după învierea Mântuitorului Iisus Hristos, când toate s-au umplut de bucurie, de lumină. Song to all eternity.
melody is the sweetest sound to